live și pe Facebook începând din acest moment. Cătălin Striblea este pregătit pentru rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Bine ai venit pe Drum cu Prioritate. Bine m-am găsit. Ceva să zic. Uite, vorbim despre vacanțe, că încercăm să ne facem programul pentru la vară și chiar vreau să te întreb și pe tine dacă ți-ai rezervat vacanța pentru următorul sezon estival sau încă mai cauți. Am o idee, dar bine, n-am făcut nimic. Aș vrea să plec, am eu un vis mai de mult. Vreau să mă duc la niște prieteni care locuiesc în sudul Angliei, știi? Deci nu în centru, nu în oraș, într-un oraș mic, la o mare din aia cu plajă făcută din pietre, unde am mai fost acum 20 de ani. Și ei locuiesc de multă vreme acolo și aș vrea să mă duc să-i văd și să stăm acolo, la țară, cum ar fi. Deci e un loc retras, un loc liniștit, poți să-ți încași bateriile acolo. Da, da, ceva de genul ăsta. La asta visez, dar nu mi-am făcut planurile așa foarte apăsat. Eu te abia aștept să fac matinal cu tine la vară. Adică lasă, nu... vorbim despre vacanțe, da, Cătălin. Da. Visul meu e să mă trezesc la 5 dimineața să vin să te văd pe tine la 7 acum. Ia începe tu rațiunea zilei, că nu spui bine ce spui. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Un lucru pe care nu-l vorbește nimeni, dar e important să-l spunem, pentru că dacă nu suntem atenți, nu reușim să ne gestionăm așteptările așa cum trebuie. Întâi, context, știți foarte bine că cu toții avem așteptări mari de la orașele în care trăim și bucureștenii de la București am vrea ca primarul capitalei, Consiliul General, să facă minune aici, să fie traficul cel mai frumos, parcurile cele mai nemaipomenite și să fie extraordinar la noi în oraș. Adevărul este, stimați prieteni, că Primăria Capitalei nu are în acest moment încă buget și am să vă explic de ce. Pentru că opțiunile pe care le are în față sunt ori proaste, ori foarte proaste, adică din foarte multe rele trebuie să o alegi pe cea mai puțin rea. În realitate, suntem într-o situație în care este cu totul nesustenabil, așa că luați-vă gândul de la îmbunătățiri fantastice în perioada următoare și doar concentrați-vă asupra lucrurilor care ar putea să meargă. Ce vreau să vă zic aici? Cheltuielile estimate pe anul 2022 în București sunt de 10 miliarde de lei, iar primăria poate să adune din fondurile pe care le primește ea în mod obișnuit, adică din taxe, impozite locale, bani de la guvern și defalcarea diverselor impozite naționale, undeva la 5 miliarde de lei. Rețineți acest lucru. Așadar, 10 miliarde cheltuieli prognozate și 5 miliarde de lei bani pe care i-are la dispoziție. Păi și cine e de vină că s-a ajuns la situația asta? Păi, că vorbim despre cheltuieli prognozate, așadar... Da. Cheltuieli prognozate, ele s-ar putea și micșora, dar aici trebuie niște gesturi politice. Cel mai de vină pentru situația asta este prețul căldurii, care este în mare măsură subvenționat de Primăria Capitalei și acolo trebuie să fim conștienți că să renunțăm la o parte din această subvenție. Al doilea mare vinovat este faptul că sunt subvențiile la transportul în comun și datoriile care sunt la transportul în comun, adică 1 miliard de lei acolo, plus încă 800 de milioane de datorii pe care compania aceea le are. Cu toate că prețurile la abonamente și bilete au crescut. Da, dar ele nu acoperă în niciun caz ceea serviciul pe care îl oferă, poate și acolo mai trebuie umblat. Și, de asemenea, sunt salariile subordonatelor, cum se cheamă, diverse companii și, știu eu, părți de administrație care sunt vreo 400-500 de milioane și salariile din primărie, chiar din primărie, adică ale funcționarilor din primărie, care sunt vreo 150 de milioane. Acum, astăzi, în urmă cu ceva momente, la ora la care vorbim, conducerea PNL din București, Ciprian Ciucu, a venit cu 3 propuneri către primarul general al Capitalei și a zis: Nicușor, nu avem multe opțiuni la dispoziție, uite ce-ți propunem noi. Poți să faci un buget maximal în care mai oprești din unele, din altele, de 8 miliarde 250 de milioane și te împrumuți de restul 2 miliarde unde o să le găsești. De asemenea, cel mai realist, spune Ciprian Ciucu, e să faci un buget de 7 miliarde 200 de milioane de lei. Și diferența asta de 2 miliarde, iarăși te împrumuți, dar aici va trebui să, cum să zic, să mai tai de prin ce faci la București, sau un buget radical, îi propune el primarului general și speră să accepte această variantă radicală,
în care toate cheltuielile să fie duse la 5.900.000.000.000. Și asta înseamnă reducere drastică de cheltuieli, desființarea unor instituții non-esențiale, renunțarea la unele servicii non-esențiale și creșterea prețului la căldură pentru populație cu 70%. Și spune, domnule, în situația asta ne-am apropiat de realitate. Asta e ce ar trebui să fie. Domnul Ciucu îi propune asta primarului general, adică să facă tăieri de personal și nu ne explică exact ce înseamnă cheltuieli neesențiale, dar să pot găsi destule idei în București și să meargă cu orașul la limita de funcționare și să scumpească căldura. Asta e. Nu e un orizont prea fericit dacă se va întâmpla așa ceva, nu ne așteaptă vremuri foarte. Cred că în curând nu va mai candida nimeni la primăria capitalei. Noi am trăit într-o mare minciună la primăria capitalei. Aș vrea să spun asta mereu. Adică așteptările au fost construite și oamenilor li s-a tot promis. Li s-a spus ani de zile, mamă, o să vină aici cineva, o să vă facă trafic, pasaje, nebunia pământului, vă dăm vouchere la biciclete, facem tot felul de concerte de astea, stai că spoim aici prin parcuri, facem tot felul de societăți care o să angajeze mii de oameni și ce bine o să fie. Adevărul e că primăria asta e în faliment și este la un pas foarte mic de dezastru. Adică, dacă ai remarcat toate variantele citite mai devreme, înseamnă împrumuturi pe care trebuie să ți le acorde cineva, adică ca să funcționeze. Ori ți le dă guvernul dacă e de treabă și asta înseamnă că tot restul țării trebuie să plătească pentru bucureșteni, ori te duci la o bancă sau pe piața liberă unde sunt bani și îți iei miliardele de lei de acolo pe care poți să le plătești în timp până când, nu știu, dar de undeva. Adevărul e că de undeva va trebui să taie. Și chiar sunt curios, o să înceapă o bătălie, o să vedeți de ce. O să vedeți înjurături și nervi, dar măcar acum știți situația. Și asta am vrut să vă spun astăzi. Să taie sau să crească, dacă ne gândim. Da, la... să taie sau să crească, da. Da. Acum, da. Bucureștiul are cel mai mic preț la căldură pentru cetățean din întreaga țară. E cel mai bogat oraș, dar cu prețul cel mai mic la căldură. Na, o să ne mutăm cu toții la țară și se rezolvă problema. Sau în sudul Angliei. Am rămas cu gândul la vacanța pe care o pregătești. Tu, Cătălin. Mulțumesc, că ești foarte drăguț. Îți mulțumesc pentru comentarii. Te așteptăm mâine. Mâine e vineri, deci avem deșteptarea României. Avem deșteptarea României și, de asemenea, tot mâine o să vă aduc ceva nou de la Paul Olteanu, așadar stăm de vorbă. Super. Cătălin Striblea, mulțumim, zi bună! Europa FM. Aceeași frecvență cu tine.